Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bine ați venit în viitor. Mașinile, automobilele sunt mai nou, de fapt niște computere pe roți, adică din ce în ce mai multe funcțiuni, sisteme ale automobilului sunt controlate de computere. Și ce mai fac? Computerele strâng date despre utilizatori. Un studiu realizat de Fundația Mozilla din Statele Unite, este fundația care sigur are legătură cu browserul de internet și care se ocupă, monitorizează dezvoltările, inițiativele, proiectele, ce funcționează pe internet, astfel încât încearcă să se asigure că internetul rămâne un loc public, safe pentru toată lumea. Cam asta face Fundația Mozilla. E bine, studiul făcut de ei arată că mașinile sunt, citez, un coșmar pentru protecția datelor personale. Adună date legate de modul de conducere al șoferului, direct sau prin aplicații secundare, cum ar fi Google Maps. Plus că preiau unele informații și prin conectarea smartphone-urilor la mașină. Automobilele acestea colectează astfel date medicale despre utilizatori, despre muzica pe care o ascultă, despre locurile unde mergi, de fapt, despre cât de repede șofezi și așa mai departe. Nu mai poți să asculti o manea fără să te dea de gol Mozilla. Iată, folosind toate aceste date, inteligența artificială poate estima ce preocupări, ce hobby-uri, ce abilități ai, ce interese ai, ce vrei să cumperi. Aceste date pot fi folosite apoi de companiile auto respective sau pot fi vândute mai departe. Iar jumătate dintre mașinile testate pot partaja aceste informații cu agenții guvernamentale dacă există o cerere în acest sens, fără să ceară acordul utilizatorului de la care au fost strânse date. Asta nu e ok. Da. Fundația Mozilla a precizat așa. Citez, mașinile sunt cel mai prost produs pe care l-am testat vreodată în ceea ce privește protecția datelor personale. Și a fost vorba de un studiu în care au fost implicate 25 de mărci, toate mărci foarte mari, interesant că numai două mărci din cele testate, și anume Renault și Dacia, oferă utilizatorului dreptul de a șterge la cerere toate datele colectate. Mă, românul s-a prins. Aici sunt... Acum ce se întâmplă? Testul a fost făcut în Statele Unite, studiul a fost făcut în Statele Unite, acolo nu funcționează GDPR-ul. Dacia și Renault nu vând, din câte știm, mașini în Statele Unite, ceea ce înseamnă că aici trebuie, sunt mașini care vând în Europa și trebuie să respecte GDPR-ul european. La capătul celălalt al scalei respectului față de utilizator, adică jos de tot, Nissan menționează în politica sa de colectare a datelor că poate să strângă inclusiv detalii despre activitatea sexuală sau informații genetice despre șofer. Cum? Despre utilizator. Cum? Bunga, bunga în mașină, folosește acceleratoare de giroscoapele și așa mai departe. Nu știu, dar în principiu, în funcție de ce cumperi, de ce folosești, computerul poate să strângă date. Deci Nissan te dă în gât, cum ar veni. Da. Au fost verificate toate mărcile importante. Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Ford, BMW, Hyundai, Kia, mă rog, tot ce e mare pe piață, mai puțin mărci chinezești. Acolo probabil că s-ar fi blocat calculatoarele la verificări. Niciuna dintre mărci nu respectă toate criteriile de protecție a datelor, dar cel mai rău stă Tesla, care pică toate criteriile, potrivit Fundației Mozilla. Adică celelalte mărci mai reușesc să mai bifeze unul, două, Dacia și Renault practic stau cel mai bine. Tesla, în schimb, le pică pe toate. De altfel, compania Tesla a fost deja ținta unor procese colective în Statele Unite din cauza că unele dintre înregistrările făcute cu camerele video care filmează în interiorul mașinii, înțeleg că unele dintre modele Tesla au astfel de camere care pot fi activate la cererea utilizatorului. Deci filmările astea erau șeruite copios pe sistemele de mesagerie interne ale companiei și unele dintre ele cuprindeau nuditate, știi? Adică uite cum se colectează date despre activitatea sexuală, în cazul în care există, în mașină. Deci nu mai e bunga, okay, bunga. Da, ok. Bun, de asemenea, Tesla avertizează utilizatorii că dacă refuză colectarea datelor, înseamnă că refuză conectarea mașinii la serverele Tesla, ceea ce blochează actualizările de software pentru mașină și asta reduce funcționalitatea. Nu o să ne niciodată Tesla. Da, da, nu știu ce să zic, deci e pentru viitor, viitorul sună grozav din punctul ăsta de vedere. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.